Desfășurare de forțe impresionantă în Hunedoara după ce o mașină în care erau captivi o mamă și cei doi copii ai săi s-a răsturnat într-o râpă de peste 10 metri. Autoturismul a rămas blocat pe capotă, iar intervenția a fost foarte dificilă. Din fericire, pompierii au scos teferi pe toți. Fusese salvați de centurile de siguranță. Măi, ia de acolo! Și în loc să iei curba, o intrat exact în colo. Deci așa așa lateral de s -o dus. Accidentul s-a produs pe șoseaua care face legătura între Deva și un complex de agrement din apropiere. Mama își luase cei doi copii, unul de șase luni, celălalt de 14 ani, la o plimbare. Probabil. s uitat în spate la copii. Și nu a fost atentă că doar aici putea să ia curba asta, că doar nu-i curba mare. Evenimentul rutier s-a produs într-un moment de neatenție al femeii aflate la volan. Aceasta a pierdut controlul asupra direcției de merge și a ieșit în afara părții carosabil, acolo unde s-a răsturnat. Claxonul a rămas blocat în momentul impactului, așa că un localnic aflat în zonă a auzit alarma și a sunat la 112. Pompierii salvatori au găsit la locul producerii accidentului într-o mașină răsturnată pe plafon, într-o râpă adâncă de aproximativ 10 metri, doi copii și pe mama acestora. Unul dintre copii, un băiețel de 6 luni, era prins în scaunul special pentru copii tip scoică, în timp ce fratele lui de 14 ani și mama erau cu capul în jos, asigurați în scaune cu centurile de siguranță. A fost un miracol, practic, că niciunul dintre cei trei nu a suferit nici măcar o zgârietură. Pentru că nimeni nu a fost rănit, polițiștii au sancționat și ferița doar contravențional